Timp de două zile, sala polivalentă Traian a fost gazda celei de-a noua ediție a memorialului Constantin Tită, organizată în memoria fostului om de handbal din Vâlcea, cel pe care prietenii îl alintau generalul. La turneu au luat startul patru echipe, HM Râmnicu Vâlcea, HC Zalău și CSM Slatina, alături de lotul național de junioare. Partidele au fost echilibrate și pe primul loc al clasamentului au reușit să termine zălăoancele. Organizatorii au decernat și trei premii individuale pentru cel mai bun portar, Petra Blazec, cea mai tehnică handbalistă, Irina Glib, ambele de la HCM și golghetera competiției, Sorina Târcă, de la lotul național de junioare. Atunci când am venit în Râmnicu Vâlcea, pe 83, generalul era șeful sălii polivalente, mi-a tot concursul ca să antreneze echipa de judo, am niște amintiri extraordinar de plăcute și a fost pentru Vâlcea un om extraordinar, un om care a făcut foarte multe. A fost o ediție echilibrată, cu echipe care și-au arătat o reală valoare. Au fost meciuri disputate, au fost lacrimi de bucurie, au fost lacrimi de tristețe. La turneul de la Vâlcea, tehnicianul Gheorghe Tadici a fost într-o situație inedită, în condițiile în care a antrenat două echipe, HC Zalău și lotul de junioare. Vâlcea pentru mine e o perioadă din activitatea mea de 43 de ani de antrenorat. E una dintre perioadele cele mai prolifice. Totuși au fost șapte trofee în decurs de 2 ani. Organizatorii speră ca viitoarea ediție a memorialului Constantin Tită să fie una cu participare internațională.